Tânără de 24 de ani a murit în UPU cu o zi înainte de nunta ei. Femeia era însărcinată și a fost adusă la spital în stop cardiorespirator. Medicii nu au putut salva nici copilul. Conform Antena 3.ro, tânăra care era însărcinată în 8 luni fusese internată cu COVID-19 în spital în data de 27 iulie și se externase la cerere în data de 2 august pentru că avea programată nunta. Tânăra avea afecțiuni cardiace preexistente, fusese operată pe cord la vârsta de 20 de ani, astfel că medicii au monitorizat atent starea de sănătate afectată de COVID-19. În seara de vineri, Alexandrei i s-a făcut rău și soțul ei a sunat la 112. Echipajul medic a ajuns la faza locului, a constatat că pacienta era în stop cardiorespirator. Au început imediat manevrele de resuscitare și au transportat-o la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Suceava. Medicii au făcut eforturi disperate să o mențină în viață pentru a salva măcar copilul, dar din păcate atât mama cât și copilul au decedat. Tânăra Alexandra s-a căsătorit civil anul trecut cu Silviu Miroș din Păltinoasa și sâmbătă 20 august urma să aibă loc cununia religioasă și nunta. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, ambulanța a adus o gravidă de 29 de săptămâni în stop cardiorespirator cu patologie cardiacă preexistentă, cu manevre de resuscitare în curs care au fost continuate în sala de operație, unde s-a efectuat cezariana de urgență. Din păcate, nici mama, nici nou-născutul nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarați decedați. Pacienta gravidă a fost internată cu COVID, formă medie, în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Suceava în perioada 27 iulie-2 august 2022, de unde a plecat la cerere, dar cu stare generală bună, fără necesar de oxigen, analize în parametrii normali, cu tratament efectuat complet, a declarat dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, relatează Antena 3.ro.